Bună ziua, vă salută Tatiana. Dacă vă amintiți, cu ceva timp în urmă am învățat împreună punctul frunză. Pe canalul meu de YouTube veți găsi tutorialul numit Împreună cu Tatiana învățăm punctul frunză. Eu am lucrat geanta mea, am ajuns la înălțimea dorită de mine. Fiecare va lucra înălțimea care o dorește. După ce am terminat modelul propriu-zis, am lucrat două rânduri de piciorușe scurte, iar cu cel de-al treilea rând am atașat mânerele. Am ajuns în acest punct și de aceea am decis totuși să fac un tutorial în care să vedeți modul în care eu am aplicat mânerele fără să le cos. După ce am fixat exact jumătatea genții, am numărat de o parte și de cealaltă 10 rânduri din modelul frunză, modelul propriu-zis, și mi-am fixat semnele de separare. Am ajuns în corespondența primului dintre aceste semne. În acest moment eu va trebui să pun prima parte a tortiței, voi da semnul de o parte, voi lua tortița și cu fir alunecat voi intra prin interiorul acestui cerc și voi face fir alunecat, după care voi continua lucrând piciorușe scurte. Voi face trecând și prin cerc. Voi întoarce geanta în modul în care eu să am manualitate. Sper să se vadă. Deci fac 1, 2, 3, cel de-al treilea picioruș scurt. Deci am deja un fir alunecat cu care am trecut prin interiorul cercului, apoi 3 piciorușe scurte, după care voi continua cu piciorușe scurte, voi ieși din interiorul cercului, voi continua cu piciorușe scurte până în apropierea următorului semn. Rămâne în urmă. Cum această săptămână am lucrat acea geantă pentru plajă, Natalia mi-a scris că are mânere, anume pentru geantă, și mi-am amintit de acest proiect rămas neterminat, având și mânerele, bineînțeles, am decis să o termin, poate în felul acesta, când voi ieși cu bătrâna afară, îmi va fi de ajutor geanta. Deci voi merge cu piciorușe scurte înainte, iar noi ne vom întâlni apoi. Am ajuns cu 3 piciorușe scurte înaintea semnului despărțitor. Acum voi intra, voi pune mai întâi aici tortița și voi intra din nou cu fir alunecat și voi închide primul picioruș în felul acesta. Eu lucrez cu firul
cordon, firul șnur, care este foarte dificil de manevrat. Este nevoie de foarte multă răbdare cu el, mai ales în aceste locuri așa un pic mai dificile. De acum, odată fixat aici, voi continua lucrând trei piciorușe scurte în același mod în care am lucrat și pentru cealaltă parte a mânerului. Mi este foarte incomod acest mod, nu este ca și atunci când poți să iei în mână lucrul. Și voi face trei piciorușe scurte. Vă rog să-mi scuzați, însă așa cum vă spuneam, îmi este greu să lucrez pe masă, pe birou. Voi scoate semnul despărțitor și aici voi face următorul și ultimul picioruș scurt. În felul acesta am atașat și cea de-a doua parte a mânerului. Voi merge înainte cu piciorușe scurte până când voi termina rândul, după care voi închide lucrarea. Sincer vă spun, nu m-am uitat la nimeni modul în care să mă orientez, modul în care lucrează. Eu lucrez după mintea mea și de aceea mă gândesc că totuși ar fi interesant pentru dumneavoastră să puteți ști și aceste lucruri. Probabil puteți găsi și tutoriale anumite cu acest mod de lucru. Eu am dorit pentru dumneavoastră, doamnele mele începătoare, să realizez acesta. Uitați-vă, în felul acesta eu mi-am atașat mânerele. Geanta mea nu este prea înaltă, pentru că, vedeți, și partea aceasta deja le-am aplicat. Eu nu iubesc gențile foarte înalte. Voi continua până când voi ajunge la capătul rândului, apoi ne vom întâlni. Am ajuns la capătul rândului. Voi intra în corespondența primului picioruș scurt de la începutul acestui rând și voi închide cu fir alunecat. Voi scurta firul, după care voi închide lucrarea, voi lăsa o bucată de fir mai lung, pentru că va trebui ascuns bine de desubt. Să nu uităm că acest tip de fir se desface foarte, foarte ușor, de aceea trebuie să fiți atente cu el. Deci am încheiat aici, pentru a nu se cunoaște unde am închis rândul. Voi număra două piciorușe scurte, voi extrage firul de desubt, exact în modul în care închidem și lucrările amigurumi. Vedeți că nu se vede punctul de închidere. Și apoi voi ascunde capătul acesta de fir de desubt, fie cu croșetul, așa cum fac eu, fie cu acul mare pentru cusut lână. Aceasta depinde de dumneavoastră. Eu voi face un prim nod aici pentru a-i da siguranță, după care
care voi continua să-l ascund în jos. Nu vă rețin prea mult. Aceasta este ceea ce am obținut. Aceasta este geanta mea. Eu am lucrat-o anume în acest mod, pentru că astfel mi-este ușor când ies afară, arunc înăuntru portofelul și merg la cumpărături. Sau cu bătrâna, când ies, pun aici sticluța de apă, batistuța, telefonul și sunt în ordine. Eu sper că v-a plăcut, sper că ceea ce am făcut vă este de ajutor. Voi încărca duminică acest scurt tutorial. Vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă salută Tatiana și începând de săptămâna viitoare ne vom întâlni cu o serie de tutoriale scurte adresate doamnelor începătoare. O zi frumoasă tuturor, la revedere!